național, când intram eu în scenă, înțepenea lumea că eu pot să beau oricât, pe scenă nu se cunoaște. Când intram eu înfășurat într-un cerceap de la antic, într-o togă, da, voi știți ce aia togă, nu? E un fel de tahrihem, dar pentru vii. Când intram eu în scenă, lumea era în picioare, ovaționau, laudau, strigau bravo, aruncau cu roșii. Nu, nu, asta a fost înainte, cu altă ocazie. Că la început nu mi-a fost ușor. Mi-a fost tare greu, puțin merge. Până am primit primul meu rol principal, că eu n-am vrut ca altele să mă culc cu regizorul. Da, da, așa făceau putorile dracului. Ca să primească un rol mai a cădării, se duceau și să ia cu regizorul. Mai mare scârba! Eu una, în viața mea, n-am făcut așa ceva. Eu mă culcam direct cu directorul. Direct. Așa am primit și primul meu rol principal, Fecioara din Orlean. Fecioara, eu pe... Dar pe scenă nu se cunoștea. Pe atunci nu beam. Nu, ce, nici acum nu beau. Doar gust. Gust ca să-i dau vieții gust. Că dacă nu gust, nu pot să trăiesc. Nu pot să dorm. Povisesc tot timpul pe mama că vine și strigă la mine să-ți fie rușine, să-ți fie rușine. Ei să-i fie rușine că n-a venit să mă vadă. Și pe mama o visesc că plânge și plânge. Ah, nu sunt vicioasă, zău, nu sunt vicioasă să nu mă judecați. Să nu mă întrebați de ce beau, că vă spun eu și așa. Beau ca să nu mai văd pe mama mea plângând. De-aia beau, jur, că nu mai pot. Știu că a făcut multe sacrificii mama, a făcut sacrificii pentru mine. Ea m-a trimis la conservator, ea mi-a plătit camera la București să pot să învăț. Nu mânca și îmi cumpăra mie rochi, îmi trimitea bani de chirie. Fata mea, așa zicea, tu ai talent, mamă, tu ai să ajungi actriță mare. Un singur lucru mai vreau, pentru un singur lucru mai trăiesc, să te văd pe tine, adică pe mine, pe scenă, actriță. Da, da, pe scenă. Țin minte prima mea premieră, sigur că ar fi trebuit să o invit în primul rând pe mama, dar aveam eu grija ei toată ziua, repetiții, ziariști. Nu-i nimic, mamă, las că vin eu altă dată. Și parcă altă dată am avut timp. Că n-aveam timp de nimic. Nici de dormit, nici de mâncat, nici de băut. Nu, că pentru băut n-am mai făcut de timp. Dar în rest, nimic. Numai carieră și carieră și carieră și carieră. Și să mă duc la mama la azil. Un an și jumătate n-am vizitat-o, nici măcar o singură dată. Cine avea timp de vizite la azil? Și invitații ce să-i mai trimit? Că tot știam că e bolnavă și nu o să poată să vie. Ce, parcă eu n-aș fi vrut să mă vadă și ea pe scenă o dată, măcar o singură dată în viața ei? Dar n-a venit! Niciodată n-a venit! Miniștrii veneau să mă vadă, ziariștii veneau, scriitorii, numai ea n-a venit. Dar să mă piseze la telefon, știa, alo, da, iar sunt, mamă, dar acum ce mai vrei? Invitație? Iar invitație, m-ai nebunit cu invitațiile astea, dar ce, numai grija ta o am eu? Și pe urmă tu nici nu poți să te dai jos din pat, cum o să vii la teatru? Dar îți aduc. Da, îți aduc la bidibu să scap de gura ta, îți aduc pisăloagă, da, da, la premieră, la premieră, uf! Dibuc era piesa ei preferată și a mea. Știți ce succes am avut? Cel mai mare succes din viața mea. Țin minte,
Când m-am întors acasă, după premieră, am intrat în casă, mi-am dat jos hainele, în dormitor mi-am golit poșeta pe pat, pieptenele, rușul de buze, rimelul, invitația pe... Invitația pentru mama. Căutasem să-i o duc. Ia uite, domnule, invitația la Dibuc. O aveam la mine și am uitat să o duc sau să o trimit. Ce mult a vrut ea să mă vadă pe mine în rolul ăsta. Invitația la Dibuc. Ah. Ei, n-a venit de data asta, vine altă dată. Numai că pentru mama altă dată n-am mai existat. Mi-a spus sora șefă când m-am dus a doua zi după lucruri. Se îmbrăcase în rochie aici bună. I-a cerut să o șifardeze. Aștepta să fie dusă la teatru, să o vadă pe fica ei în Dibuc. S-a așezat pe bâncuța de lângă ușa. Să aștepte. Mi-a spus sora șefă că era frumoasă. Mama. Cu părul ei alb. Așa. Acolo pe băncuță lângă ușă și părea liniștită și fericită. Mi-a spus și mi-a dat lucrurile ei. O poșetă, berecheta, un cesuleț, o chetare de citit și o poză tăiată din ziar. Eu în rolul lui Lea, din Dibuc. De-aia, de atunci, dacă nu beau, în fiecare seară, o visez pe mama, plângând. Nu mai plânge, mama, nu mai plânge. Voi ce credeți? Ea mă vede pe mine acolo? Te rog, nu mai plânge, mamă. Uite-mă, sunt pe scenă. Așa cum ai vrut tu, mă vezi? Actriță, joc. Sunt Lea, mamă, pentru tine. De data asta special pentru tine. Acum eu joc pentru voi. Nu mai pentru. Lea, Lea, aud, dar nu mă mai chemați pe nume, rabini luminați, nu mă mai strigați, nu pot să vin la voi, știți bine cine mă ține, e Dibucul din mine. Și mi-e greu, e Dibuc, sufletul mortului care a intrat în trupul meu a pus stăpânire pe mine și nu mă mai lasă. Prin ochii mei privește, cu glasul meu vorbește și din mine nu vrea să mai iasă. Ieși, Dibuc, ieși, ieși, Dibuc, ieși, ieși, nu mai chinui, nu voi ieși! Vreau liniște, rabi luminați, cu ochii lăcrimați, vă rog, și cu suspine, vă rog, scoateți Dibucul din mine. Unui mort nu se cuvine trupul unui om viu să se aciuiască și să-l chinuiască. Eu nu sunt mort! Degeaba! Leia! Leia-mi va fi femeia!
și mamă îmi va fi și fiică! Bunicuțu, bunicuțu, mi-e frică. Ce fac oamenii ăștia cu mine? Eu nu pot să trec peste prag. Unde mă duc? Unde mă trag? Ce vor acum să-mi facă oameni? Oameni, scăpați-mă de Dibuc, vă rog. Scăpați-mă de el. A venit momentul. Scăpați-mă de el. Shema Israel! Bravo, Rosina! Bravo! Bravo, Rosina! Sau chiar două, adică, auzi?